Zato kod nas dosta i mladih igrača ima, ima problem. De asta și la ei au, una, au o ascensiune mai ușoară jucătorii. Deci doi izraelieni ar putea să-i bată pe acasă de Eu te mă întreb cât vrei tu, Daniel. Păi, am mult. Adi, întreb ceva pentru mine, te rog, dacă... Ima tu ai grație cu Ion Acomoșe, dar dacă ar este fidel. Goran, Menașev, Izis, Renes, Renes. Jucător de asta, Goran, Menașev. Izis, Renes, Renes. Da, în următoarea întrebare. Da, te rog. Pe 1 iulie se apropie aniversarea dumneavoastră. Cum credeți că va fi sărbătorită în cadrul echipei de către jucători și conducere și dacă până acum din experiența dumneavoastră, ce experiențe de genul ăsta cu aniversările la cluburi ați avut? Vor fi două antrenamente. Deci nu vor fi trei, vor fi două. Va face o figură frumoasă serbe la campionatul mondial. Da, scuze, repet, te rog, că se și vorbește foarte anul de spate, chiar e rog să... Va face o figură frumoasă serbe la campionatul mondial. Da, aici în Serbia n-a prăștit tot, nici dobru sigur în această conferență. Teașcă să reci, Svetul, Svetul, Serbii, teașcă, vrăi, teașcă, grupa. Ali mitim da ovaj time čine dve godine zajedno i da je pokazao da ima kvalitet. Jer u svi igrači naše reprezentacije igraju na stranci i igraju u dobrim klubovima, u velikim klubovima u Evropi. Može svašta da se reče. Pozitiv. Da, sve sam ako se nema se trebao. Zic că este greu de spus, este un lucru foarte grea. Principala calitate acestei echipe este că de 2 ani joc împreună, că s-au construit în, acest, în această formație. Toți jucătorii din Naționala joacă la cluburi mari europene și orice se poate întâmpla pentru Serbia, pozitivul. Jucătorii serbi care s-a vrea nasit, care îi cunoaște, sunt un stil de luptător foarte dezvoltat și o de mai de și pe cei pe care s-a arată face probabil că au un așa la vizor de rețea mașină și asta cu nemaritat. Vreni și o gândi da da to proverimo, ali igrači koji imate igrači koji mogu da provere, imate koji ne mogu. Jedan trener je veliki trener naš srpski je rekao sve mogu da ti promenim, da te naučim, ali glavu ne mogu. A zis că prin antrenamente își dorește să schimbe această situație și a amintit de ceea ce a spus un mare antrenor sârb, a spus unui jucător. Orice te pot învăța să, să schimbi, mai puțin gândire. Capul, da, ăsta este sensul cuvântului. Concluzia era că domnul Petrovic e conștient de vreodată de face. Svestea se, dar ima aceste necre probleme acolo în Smith. În orice, oricând pot vara apare. Morat ćemo se igračima razgovarati, normalno. Pa trebuje se diskutanti u jugatoriju, te tema nas... Ali kad budem ja vidio kako se ponašaju na treningu, onda da ću moći da razgovaram upravo ono što i treba, što meni, što ja mislim da i treba, da oni to prihvati. Da, voi vedea comportamentul lor și după ce vom vedea și, și vom vedea dacă prin cazul să schimbăm și vom discuta pe tema asta. Publicul constituie pentru el un element important în toată povestea. Pentru alegerea da, sau... Și dacă conștient că trebuie să reumple tribunele. Asta și spus. Dar el e vașna să fac publica extrem și la Islevul este să trebuie să fac pe Tana cu Mimostadiu. Mai vașna, publica la Mimostadiu stiga. Publicul este ce? Nu prima e, prima e, ne pozivamo, ja se nadam da ćemo da im da, da imati dobru podršku, podršku i trudit ćemo se, borit ćemo se, na to da ćemo da bi igrat ćemo lepo da bi publika dolazila. Zis că își dorește foarte mult, repet, e atunci pe la jucători pentru noi, spune că este un sprijin foarte important faptul că nu a venit la stadion, vom dori să jucăm frumos ca să-i readucem. Ce buget ați rugat în mult anul trecut la Svestru? Cui e bugetul Svestru, da,
Da, teško je sada o tome pričati, jer nije, mislim, ne treba ukoričiti. Gdje je bilo drugi pred tema stanje, ali se ne sviđam, gdje je tam iđeš kukratis? Da, radci li čitati u budžeta na steru, da ti mi švaram, kim kuna gazirilo? Znači li jedan budžet za transfere? Kad ste imali koliko je sa temišom? Nije, to je bilo, to je. Ja sam došao, ali igrače što imamo, dogovarali smo se, pa ćemo da vidimo, polako, mislim da. A da niti koju kako ćeš gozor kakvi na dispozicije, umbedja. Nisam ni ja kao trener, nisam u toj situaciji kao što sam malo pre rekao, da dođe Mourinho u Inter i dovede šest igrača koje on. Tako nije to taj nivo, ali na ovom i ovom mi možemo lako da funkcionišemo i da radimo, pa ćemo vidjeti. A ti si kao da je ten situacija, si će malo kao i Mourinho, si malo gledajte se čar šase jucători, de fie da se fie transferați, dar în aceste condiții care sunt, trebuie să se facă lucruri așa pentru că să funcționeze bine. Ne-a dat mai mult de aspectul ăsta, pentru că am spus și la începutul iarului dumneavoastră că Daniel Aleandre și până acum deja face trei transferuri. Probabil transfer european se încheie pe 9 septembrie, așa că domnul Petrovici cred că va avea timp suficient să analizeze lotul de jucători și dacă va mai considera nevoie că e necesar unul sau doi jucători sau vrea să se debaraseze de unul de jucători, va discuta cu Daniel și după aia vom vedea ce conduce. De-aia cred că așa cum spunea și la început, din Belgrad și atunci de a cunoaște bine echipa și cred în cele două stații de pregătire și va putea forma o imagine. Dacă va fi suficientă, dacă va fi suficientă, vor fi și jocuri de campionat, vor fi și evoluție în Europa League, adică suficient timp ca pe numărul 1 septembrie să-și formeze o idee finală vis-a-vis de toată. Vedeți echipa pentru noastră, e întrebarea, și anul acesta în grupă de Europa League? Mi-aș dori tare mult pentru că anul trecut a fost o experiență destul de interesantă pentru noi. A fost un pas și de ce nu dacă am reușit și anul ăsta ar fi foarte bine. Deocamdată să trecem de turul 3 și vom vedea întâi pasul și ne vor oferi soluții. Dar doresc tare mult pentru că e important decât și pentru club, e important și pentru dumneavoastră mass media și important și pentru sportul noștri o nouă participare în grupă.